Hei, salutare tuturor, eu sunt Lucian și bine v-am regăsit la un nou episod de Free Fire. În acest clip vom anunța câștigătorul concursului de diamante, dar nu e alegerea mea, să știți. Voi pune la un pic și... n-am idee cum se cheamă, o roată care alege un comentariu din toate 700-800 câte sunt. Alege una, înțelegeți cum, nu știu cum se cheamă, o să găsesc eu o aplicație pe Google și va alege un comentariu din toate 700, nu eu voi fi cel care le alege, să nu spuneți că am ales pe ăla, dar nu pe mine, o să depinde de norocul vostru, dar nu uitați să înainte să începem să dați acolo mare, mare like, un subscribe la suma de 3000 de abonați. Stai. Noi nu avem 3000, nu, dacă avem 2000 și ceva, atunci la suma de 3000 de diamante mai dăm un gift de 600 de diamante, o să vedem, noi poate o să se schimbe. Dar dacă avem 3000, atunci las-o mai de 4000, nu știu cât avem, sincer vă spun. Acum sincer vă spun că nu știu cât avem. Și astăzi în acest clip vă voi arăta și un bug super super șmecher care vă puteți teleporta. Poate l-ați văzut, poate nu l-ați văzut, dar dacă nu l-ați văzut, rămâneți până la final pentru a-l vedea. Bug-ul costă în acel că te teleportezi un fel, dar e diferit, e mult mai șmecher. Rămâneți până la final pentru a afla, e foarte bun la rank, te ajută foarte mult. Deci hai să începem cu, să vedem câștigătorul. Suntem aici pe o aplicație, punem linkul de la videoclipul nostru, luat comment și câștigătorul este regele versus lume, că asta e eu, hai să vedem. Suntem aici cu el în grup, până am dat de el, dacă nu răspundea, alegeam alt câștigător. Bă, după cum ați văzut, nu eu am ales câștigătorul. Deci nu eu am ales câștigătorul, deci nu vă supărați pe mine, supărați-vă pe norocul vostru. Haideți să vedem, acum o să-i dăm emote-ul buia, da? Sau ce zice, bă, la mine e o primă foarte rea afară. De aceea, vă spun sincer, clipul ăsta eu nu știu că, nu știu, dar îl postez azi. Nu știu când, la ce oară, aș fi vrut acum, dar acum nu prea pot să-l postez. Este de 699, bă, 699 întrece limita, dar nu pot să-l dau la gift, mă. Trebuie să le cer ceva. Scuze, dar bă, nu pot să scriu. Uită-te singur la gift, că nu este. Nu este. Bă, fraților, eu sunt cam răcit, nu știu cum mă aud și nu vreau să pot posta perioada asta câteva zile, adică, știți voi, sunt clasa 8-a. Deci, na. Dar o să încerc să postez cât mai des și clipuri cât mai interesante pentru voi. Deci, vă rog să dați acum chiar un mare, 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 mare like. Oricum, nu știu ce să spun despre giveaway, eu am văzut că aveau mai puține vizionări. Nu știu, nu vă place giveaway-ul sau... Haideți să-i dăm emote-ul pe care și-l dorește băiatul nostru. Dați-mă. Hai că găsim și emote-ul, dacă e... Uite ăsta e, da? Provoc, a zis. Bă, dacă îl vrea pe ăsta... Dau pe ăsta, dar cum îl găsesc? Bă. O să dau și ador, fiți pe fază, dacă ați rămas până acum, sunteți șmecheri. Totuși, nu prea cred că ați rămas mulți până acum, că da. Dacă ați rămas până acum, puneți minutul și secunda, știți voi cum. Hai că-i dăm emote-ul, stați așa. Să iau ID-ul mai ușor să-l găsesc. Bă, dar chiar nu înțeleg un lucru. De ce? Hai că-i dau la băiat, îl fac fericit și pe el, îi dăm, punem ID-ul, nu știu dacă vrea emote-ul ăsta, ăsta îl dăm. Asta. Ce să-i spunem? Bă, dați voi acolo un like, că poate o să câștigați data viitoare, că nu e ultimul giveaway, nici nu o fie primul. Felicitări și punem un de ăsta. Așa, lasă așa. Hai că îl dau. Ei s-au dus 300 de diamante. Hai că-i mai dau... Da, unde era ăla? Stai, mă. Bă, dar bână îl găsesc, stai că vreau să... Eu fac acum o șmecherie. Stai, vedem ce zice băiat. Unde e? Aici... Cum te cheamă... În... Viața reală. În viață, cum zic. Reală. Vreau să știu numele, vreau să fac ceva interesant. Vreau să-i dau de ăsta, fraților. Dar unde e, mă, frumosul de-l găsit? Stați așa. Bă. Hai să vedem cum îl cheamă. Dacă a spus. Iulian, frate, și am 15 ani. 15 ani. Bă, bine, Iulian, atunci îți dau ceva. Bă, fiți atenți că am găsit.
o să, dacă o să mai am diamante, o să dau la fiecare. Ăsta o să dau avatar cu numele lui. Păi, totuși, na. Dacă îl cheamă Iulian, o să-i dau avatar cu ei. Că așa se începe. Eu singur nu am un avatar, nu-mi iau mie, dar dau la alții, foarte bine. Să fii, nu, să te bucuri. Stați așa. Mie îmi place să dau giveaway. Eu nu... Mă face fericită, într-un fel, să ce ideea că... Bă, dar până-ți zic că ăsta am să mor eu. Frate, am zis... Ridicol. Păi, pe ce Ender? Nu, ridicol. Care ce Ender? Bă, what? Hai! Bă! Trebuia pe ăsta. Bă! Vai că îl dau, că eu-s băiat bun și... Mamă, coaie... Vai... Vai... Am greșit, mă, s-au dus 300 de diamante degeaba, mai bine îi dădeau lui ridicol din prima și-mi lua și mie. Băi... Băi... Nu cred așa ceva... Am greșit... Vai... Vai... Hai să vedem... Nu cred! Normal că nu crezi! Cine crede? Eu cred, adică. Eu cred. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Bă! Ce mai zice? Am înțeles. Declarație de dragoste. Bă, cu plăcere! Eu am primit, de fapt, odată gift. Nu, așa e scump, da? Am dat două emoturi din greșeală. Cu plăcinte. Așa, bine, cu plăcere. Mult mai... A, bine, hai, salut, revenim cu bug-ul. Tot ce-am dat un gift, eu sunt fericit pentru mine. Băi, sper și să băiatul să se bucure, nu doar eu. Eu mă bucur că i-am dat gift, adică că am cheltuit diamantele, dar... Bă, bucurat, să fie fericit. Totuși, na, nu mulți din voi ați primit gifturi și o să mai dau gifturi. Nu am zis că este ultimul, în primul rând. Nu am zis asta. Hai că ne ducem acolo, dar dacă nu ajungem acolo, mă duc la Clock. Mai bine mă duc la Clock Tower, stai așa. Să vă arăt bug-ul. Acum vă arăt eu bug-ul, fraților, mâncam așa. Mă, este la clasic, așa că o să mă elimin, o să mor. Găsesc un bot care să mă omoare. Ceva. Mamă, dar bug-ul ăsta e super șmecher. Dacă ați rămas până acum, spuneți că... Rămas până acum, ce să ziceți? Puneți voi ceva la întâmplare. Bă, sper băiatul să fie fericit, eu sunt prost un pic. Am dat diamante degeaba. A 300 degeaba, adică, că m-am curcat cu emoturile. Ce inteligent puteți, fiți atenți. Dacă aveți un player de la foarte bun, care stă în casă, uite aici. Aia stă în casă și vă așteaptă, da? 100% mulți din voi poate știți acest bug, dar e apărut recent. Dacă aveți un player care stă acolo, da? Voi fiți atenți, vă puneți aici, puneți un glue și apoi începeți să săriți. Glumesc, bă, ăsta nu-i bug. Uite, fiți atenți. Vă puneți aici la geam, da? Și săriți și rapid scoate. A, nu s-a primit. Trebuia să scoateți jocul din bară. Stați că trebuie să faceți cam în același timp. Când săriți în același timp și să scoateți jocul din bară. Hai. Sărim și... se primește acum. Și intrăm. M-a dus mai sus. Nu e edit ca idee. O să vă dați seama în curând. Dar fiți atenți, o să fac în curând. M-a urcat mai sus. Da, ce să zic, nu e vina mea, dar uite că am ajuns la el și trag în el. Dă-i. Nu e nimeni, dar... Ați înțeles? Dacă lăsam jocul mai puțin în bară, l-am lăsat cam mult. Hai să vedem acum. Și ieșim... Și intrăm. E ca idee, ne duce la ultimul etaj. Păi e bine că dacă este casă din asta mare, care nu te poți urca sus, tu te poți urca cu bug-ul ăsta. Păi spuneți voi în comentarii dacă acum ați aflat de bug-ul ăsta, dacă de la mine l-ați aflat. Hai că nu ținem la o căsuță în aia mai mică, să vă arăt ceva și mai șmiche. Sau nu, hai la asta, e mai aproape, știi ce mă duc la aia. Fiți atenți cum vă zburați. Cum să vă spun? Hai, și... Ia fiți atenți la asta, fraților, mâncava și gura voastră. Bum! Ba, mă mor. Buf, dar mi-au damage. Dar ați văzut și voi cât de sus m-au urcat? Am zburat, eram la două case. Ridicat în sus, ați văzut și voi cât de sus m-a dus. Mai încercăm o dată, dar mai sus.
așteptăm, intrăm. A, ba nu. Am intrat mai rapid. Ba, atunci trebuie să, nu trebuie să lași jocul mult ieșit în bară. Trebuie să lași puțin. Hai că vedem acum. Și mamă, cât îl lăsăm. Intrăm. Mamă, ce sus ne-a urcat. Ești din bun, câteva case din astea. Hai, lăsați și voi că de sus m-a urcat pe mine, că nu pe voi. Încercați voi acest bug, după cum v-am spus. Când săriți geamul, scoateți rapid în același timp, în același timp când săriți. Ah, nu s-a primit acum. Că n-am tot apăs. Când scoateți geamul în același timp, apăsați ca să ieșiți de bar. Și am urcat aici sus. Puteți campa, puteți face orice. Hai că încercăm și pe casa asta. Totuși nu prea am eu încredere că să se primească. Că na, nu s-a primit acum că eu n-am făcut bine. Hai să vedem. Ce? Nu s-a primit. Bă, mă gândeam eu la asta, doar... Vedeți voi, geamurile astea sunt ușile de mari. Ce vorbești aici? Lăsăm mai mult timp și... Da, nu o să se primească niciodată. Geamurile astea sunt foarte mici. Cum să spun? Sunt foarte, foarte mici. Încercăm pe casa asta, fiți atenți. Și... Bă, funcționează pe orice hartă, nu doar pe Bermuda. Bă, ne-a urcat sus. Bă, e un bug super smecher ăsta. Mai bun e cât ăla cu teleportat cu metru. E, da, și ăla e bun, dar bă, ăla mai rar. Eu mai rar îl folosesc, că nu prea folosesc. Hai că încercăm o dată, nu ne dăm bătuți. Da, nu funcționează. Bă, ca idee, spuneți voi în comentarii dacă bugul ăsta e foarte util. Eu zic că e foarte bun și foarte util. Spuneți părerea voastră în comentarii despre bug. Chiar aștept părerile voastre în comentarii despre acest bug. Iar noi, uite, avem un player, cred că ne dăm eliminate. Că n-avem ce face. Da, am pistoale. Îl băteam, mă, că e botul de la el. Dar eu sunt prost. Dar nu eu sunt prost, când jocul ăsta îmi dă VSS. Și uite la ce. Am înțeles. Hai că revenim din lobby. Bine, fraților, cam acesta a fost și clipul de astăzi în care v-am arătat un bug super șmecher și în care am dat și un giveaway. Sper că vouă v-a plăcut. Mie mi-a plăcut. Bă, n-am fost trist și am dat-o din plăcere, nu că am fost obligat de cineva. Deci, nu uitați să dați acolo un mare, mare like, un subscribe dacă încă nu sunteți abonați, deoarece încă vor urma giveaway-ul. Nu trebuie să vă supărați că n-ați câștigat de data asta. Data viitoare este posibil să câștigați. Deci lăsați acolo un mare like, o părere despre bug, iar noi revenim cu următorul clip data viitoare. Deci, salut, am salutat tuturor, la revedere!